Bună seara, stimați telespectatori, vă spune Marian Butan cu bucuria regăsirii, ca în fiecare joi la ora 21. Este timpul să vorbim în continuare de cultură, așa cum am făcut-o și pe parcursul celor două ediții anterioare. Vom continua pe această linie culturală, cum spuneam, discutând despre teatru cu un regizor giurgiovean, este vorba de Florin Antoniu, cel pe care l-am evident alături și căruia îi zic bun venit la TV Giurgiu. Bine v-am găsit și bine că vă mai găsesc în continuare. Domnule Antoniu, ce credeți? Găsiți desuietă ideea de a se discuta despre cultură? Noi ne-am propus în această seară să discutăm despre teatru, o vom lua o treptat, însă pandemia, ultimile, să zicem așa, mișcări de sorginte sociopolitică, face ca acest domeniu, cultura, să fie trecut așa în linia a doua? Cultura a fost trecută în linia a doua de multă vreme și nu numai în Giurgiu, dar vis-a-vis de pandemie, să știți că da, a fost o perioadă grea pentru artiști, dar teatru a trecut, teatru special și celelalte arte, bineînțeles, dar teatru special a trecut prin perioade mult mai grele. Mult mai grele, mă refer la războaie, la foamete, când foamete, vă dați seama, n-are cine să își permită să ne un bani pe un bilet la spectacol sau pe la un concert sau mai știu. Da, a fost o perioadă grea, vă dați seama, și sigur, unii dintre colegii mei clamau această lipsă a banilor, pentru, în special pentru actorii independenți, artiști independenți. Dar cel mai grav lucru pentru un actor este să nu stea pe scenă, să nu se face pe scenă. Și să nu simt energia aceea a spectatorului viu din fața lui. Pentru că să știți că în teatru în special e un schimb de energie palpabil. Comensurabil. Chiar s-au făcut niște studii la un moment dat și dar fără explicația pare logică, câtă vreme 200 de oameni se concentrează pe un anumit om, cu siguranță acel om primește o energie concretă. Și fără energia asta, un actor se simte pustit. Asta a fost, cred, cel mai greu examen pe care a trebuit să-l treacă actorii în special și artiștii în general, pentru că și un cântăreț, un instrumentist, un mă rog, oricare alt practicant al dansator, da, orice genul ăsta de artă, arta live, a suferit din punctul ăsta de vedere, cred eu, cel mai mult. Sigur că și partea financiară a contat, pentru că era, știu, am fost colegi care nu lucrează în teatru, au activitate independentă și erau aproape disperare. Mulți sunt din provincie, stau în București ca să mai prinde și o reclamă, că na, totuși București este centru pentru reclame și diverse colaborări, filmări, filme și așa mai departe. Și nu aveau bani de chirie. Adică i-aș dau părinții, ceea ce e trist. Greutățile vechi sau noi sunt greutăți, dar mie mi-e inspirat acum de cele spuse o întrebare. Cum crede Florin Antoniu că este mai greu sau mai ușor de suportat, sau care perioadă, mai bine zis, cea de dinainte de 89, în care se confruntau actorii, în general, artiștii, știți bine, cu tot felul de fenomene, plecând în primul rând de la restricții, restricționări și cenzură, să zicem mai pe românește, sau cea de acum, în care aparent avem libertatea practicării așa cum vrem, a artei care am îndrăgit-o, însă ne confruntăm cu cele tocmai amintite. Da, poate să pară un paradox ce vă spun acum, dar cenzura aceea politică de dinainte de 89 era mai ușor de suportat și era chiar un challenge pentru artiști față de cenzura asta din ziua de astăzi, care este una de sorginte financiară, când chiar dacă vrei să faci teatru nu prea ai bani, nu prea găsești bani, sponsorii nu sunt interesați de teatru, marea lor majoritate, nu spun că toți, dar general
dau bani la sport, la politic, în campanie electorale, știu. De ce spun asta? Pentru că acea perioadă cu cenzură politică, sau mă rog, ideologică, să zicem, pentru că și acum există un soi de cenzură politică, și eu de astăzi, din păcate, sigur nu atât de agresivă, apoi pe vremea aceea căutau ceea ce numeam noi șopârle. Și aruncau în spectacole tot felul de șopârlițe din astea care aveau mare viză la public, adică să vă dați seama că toată lumea știa despre ce este vorba când... Da, erau și preferate. Da. În schimb, încercau cumva să deturneze, să evite cenzura. Da, erau forme de evitare a cenzurii. Eu mă duc aminte că făceam figurație din 86, cred că, ceva de genul ăsta, la Teatru Mic, în o scrisoare pierdută, mandată de Silvie Purcărete, și a venit la cenzură o doamnă, o toarșă de la CC, îmi scapă numele aici. De fapt, oricum, la e mai puțin important. La chestia de asta am memorie selectivă. Nu țin minte orice nume din asta. Și la vapă din Usărarul la Rost, că de ce spune Farfuridi, parcă? Sau Farfuridi? Prea te faci chinez, ne-trahamache, ne-zahariu. Pentru așa era textul. Noi fiind cer scuze, nu s-a găsit nimeni să o trimită după Caragiale să-l întrebe pe el? Da. Nu prea, nu știu, prea permiteau. Știu că oamenii, sunt răutăcioși. Mai ales din Usărarul, care era și el destul de... Și director al teatrului. Și, mă rog. Da, în anumite structuri, da. Ca să înțelegem. Da, cu anumite abilități, să zic așa. Și a trebuit să schimbe și pe Sorin din Valera, nu mă știu nici. Noi fiind în relație bune cu China în perioada aceea, România, mă refer, prea te faci turc, Nene Zaharia. Da. Nu dați seama. Bine, restul spectacolului era plin de aluzii politice, negative, evident, la sistem. Adică știu că era Dan Condurache, era Cațavencu, să urca pe niște căsuțe foarte mici, așa, din butafolice, la care lumina s-a prindea, avea niște lumini înăuntru. S-a prindea lumina, se stingea lumina, s-a prindea lumina, se stingea lumina. Și el stătea pe el de cadare. Și își făcea discursul acela cu fraților, iertați-mă că sunt emoționat, că sunt, mă rog. Da, oricum, niște mesaje non-verbale suficient de bine găsite. Absolut, da, nu, erau niște chestii aproape fățice, dar n-aveau cum să le agațe pe alea, pentru că, bă, nu era exprimare propriu-zisă, pe înțelesul celor care cenzurau. Jos cu tare. A fost o poveste la Teatrul Național, cu, pe prima aceea era Rizol tehnic nostru odihnească, Vlad Stănescu, și era un spectacol la magia. Și se filma în... cum era Cântarul Unii, nu mai știu exact. Și era, evident, sus în podul scenei, portretul tovarășului Ceaușescu. Și el, prin regizor tehnic, trebuia să aibă grijă cum se schimbă decorurile, cum intră corurile să cânte, să nu știu ce, și la un moment dat nu coboară ștanga cu fața omului, da. Și ăsta a început să strige pe acolo, bă, jos Ceaușescu, jos Ceaușescu, bă, n-auziți, bă, jos Ceaușescu. Bă, dar se întâmplă și chestii de-astea că... Da. Da, am discutat de anumite perioade din activitatea invitatului meu, stimați telespectatori, și chit că pare acum o schimbare bruscă de macaz, eu sunt convins că vom reveni asupra unor discuții suficient de interesante pentru public. Cine este de fapt Florin Antonescu? De unde vine ca pregătire? Nu-i nimic. Deci cine este și ce a făcut până să ajungă regizor de teatru? Am făcut multe. Și asta m-a și de fapt. Sunt născut în București din 65. Am 55 de ani, niciun secret. Mulțumesc. Am făcut liceu la bunici, la Buzău. De fapt, toată școala am făcut-o la Buzău, la bunici. Am făcut liceul H2, acum este colegiu. Am înțeles că este cel mai bun liceu din țara la ora actuală, cel mai bun colegiu. Am avut niște colegi minunați. După aceea am tot încercat la IATC, să nu mai pe vremea aceea la institut,
la actorie am picat cu succes de vreo 7 ori, dar usiram pe a mea, adică eram hotărât să fac chestia asta. Tenace. Da. Dar din, în încercările astea au fost toate pentru regie sau și actorie? Nu, actorie. Actorie. În 91 am venit în Giurgiu, se făcea angajări la Teatrul Vasilescu, era atunci, pentru actor corp ansamblu, deci fără studii. Studii medii, mă rog. Și m-am angajat actor studii medii, iar în 91, 92, 92, da, m-am dus la Universitatea lui Ceafăru, să numea, am înțeles că nu mai e acum, am dat examen la actorie, lua clasă doamna Sanda Manu, o doamnă pe care o iubesc imens și de la care am învățat foarte multe. Da, extraordinară personalitatea, da, lumii din teatru și cinematografia românească. Am făcut un an de actorie cu dânsa, iar la finalul acelui an m-a luat deoparte și mi-a zis, drăguță, frumos ca Piersic nu ești, urât ca Marin Moraru nu ești, talentat ca Dinică nu ești, du-te la regie. Ai idei bune, proaste, dar du-te și pe regie. Și m-am dus la ATF, se numea, deja era Academie, la regie, am dat examen la regie, am luat clasă, iarăși, undeva ce cineva sus mă iubește, a luat clasă doamna Cătălina Buzoianu, doamna Sorinească, și așa am făcut regie. Dar sigur, între timp am fost și barman, am fost și am lucrat și pe birouri administrative, adică am făcut... Și viața ne oferă tot felul de, da, și, de surprize. Credeți-mă că nici o secundă nu regret faptul că am întâlnit oameni din diverse medii, de la, nu știu să zic, măturători de stradă, cu care nu am nici le respect munca, pentru că fără ei ar fi și mai mizerie decât este, mă rog, în general, până la personalități, pot spune, culturale, special. În facultate am avut ocazia să stau de vorbă cu niște oameni de la doamna Belogea, la Îmbrătățearu, la Demrădulescu, la Olga Tudorache, Mircea Bulescu, adică am prins perioada în care profesorii erau niște eminențe în ATC, acum este Universitatea Națională. Și efectiv, când intrau ei în facultate, nu e nici bani de prete, ca nu cumva umbra noastră să se deranjeze. Aveam un respect enorm de mult, dar și ne respectau pe noi. Probabil că în toate mediile de învățământ, să zic, exista pe vremea învățământului adevărat, și eu mi-asum ceea ce spun, un astfel de comportament din partea elevilor, studenților. Dar o întrebare clădită pe un șablon. Dacă ar fi ca acum să fie în postura de, știu, tânăr bacalaureat Florin Antoniu, ar mai lua de la cap pe același drum? Da. Poate chiar nu chiar pe același drum, poate pe scurtă. Bine, mă refeream strict la profesie. Poate pe scurtătură, dar da, sigur. Nu, altceva n-aș putea să fac, adică e o vorbă la noi în teatru, adică o vorbă. E o realitate, de fapt. Cine a tras pe nas praf de scenă devine dependent. Și cu asta, adică asta vă spun, că în perioada asta a nenorocirii asta de pandemie, această lipsă acestui, evident cu ghilimele de rigoare, drog, care este praful de scenă, a fost cea mai grea lovitură pentru artiști. E ca o dependență, adică aproape că intri să vrași fără scenă. De fapt, și noi, ca televiziune, ca lucrătorii aici, am constatat acest lucru și pe propria piele, dar și în relaționarea cu fel de fel de instituții de cultură. Nu este prima dată când se vorbește despre lucrul acesta de martie încoace. Nu este prima dată când se subliniază acea relaționare dintre public și cel care evoluează
Sunt maniere greu de, nu știu, greu de digerat. Omul este învățat cu ceea ce era obișnuit să vadă când merge la un spectacol. Mai da. Greu acum de suportat lucrul ăsta și n-aș vrea să intru în amănunte legate de ce și cum lucrează autoritățile în sensul ăsta. Este mai important ce va urma. N-aș vrea să trecem foarte brusc peste perioada de lucru în diferite teatre, de la începutul activității invitatului meu și până acum. Da, au fost multe. Am lucrat aici la George, evident, o perioadă destul de lungă. Am stat un an și jumătate la Reșița. Am stat o stagiune, un an, la Oradea, un teatru foarte frumos și foarte bun. Am lucrat și la Strasburg, un spectacol în Franța. Și cu mai multe companii independente. Și acum am niște proiecte cu o companie independentă. Da, poate mai vorbim despre chestiile astea. Aș dori eu, da, cer consimțământul, spre sfârșitul emisiunii, pentru că rămân, zic eu, în memoria celor ce ne urmăresc proiectele acestea și poate le urmăresc, știu eu, le dau curs. O altă întrebare care mi-a fost sugerată era legată de acest periplu al actorilor prin mai multe centre, să zic, orașe din țară. Și am cunoștință despre actori profesioniști, adevărați, oameni de teatru și nu numai, care s-au perindat prin teatre din diferite orașe ale țării. Constituie în timp acest periplu, cum îi spuneam, o experiență pentru un actor? Da, evident. Evident, pentru că la un moment dat, lucrând foarte mult în același colectiv, sigur, se creează niște relații foarte bune, foarte eficiente pentru un spectacol între actori. Se știu unii pe alții, știu cum lucrează unul cu altul, se simt, adică dacă unul are o problemă, un blank sau mai știu ce, imediat celălalt sare și-l ajută, pentru că, dar este riscul la un moment dat să intervină și acea rutină. Și, atunci, și să se conducă astfel lucrurile către plafonare? Nu își spune plafonare, dar își spune un manierism oarecare și pentru un actor e cam mortal să fii manierist, adică să joci tot timpul în aceeași cheie. De-aia eu de multe ori am răsturnat chiar și intenția dramaturgului ca să dau oarecare prospețime musculă spectacolului. Ce scuze, să bea puțină apă. Nicio problemă. De exemplu, am montat la un moment dat Cornele Unii de Față cu reacțiunea aici la Giurgiu, cu vreau să vă dinească, iată, vorbim cam mult de morți, Radu Panamarenco, cu Mirela Nicolau, care acum este la Teatrul Evresc și o vedem din când în când și la ProTV, la Sfierbinți. Iar Fata în Casă, care în mod tradițional era o bătrânică, a jucat o actriță de vreo 40 de ani, nu, 30 ceva de ani avea. Toată lumea a zis, dar cum așa, că aia e bătrână, de unde scrie, domnule, că e bătrână? Scrie Fată în Casă, nu scrie vârsta, nu scrie nimic, adică am încercat totuși să ies din tiparul care se formase deja asupra unui spectacol, pentru că spectacolul cel mai apreciat a fost cu Poldi Bărănuț, cu Demir Radulescu, cu Radu Belican, și rămăsă imaginea aceea publicului de la televizor din spectacolul TV. Și am mai făcut chestii din astea, adică am răsturnat anumite, adică față de ceea ce credea lumea că este personajul, eu îl construiam un pic altfel. Nu era ușor, pentru că și actorii veneau cu problema asta. Stai, dom'le, că l-am văzut și ăsta era altfel. Lasă-l, frate, că dacă era altfel spectacolul ăsta, era spectacol, adică
Da, mă rog. Da, mie mi se pare corect ca fiecare regizor să aibă viziunea sa, deși chestia asta s-ar putea să intre într-o mare polemică chiar între actori. Dar ce să vorbim de Shakespeare, care a fost pus în nenumărate variante regizorale. Ceea ce de altfel, e foarte bine. În opinia mea, dacă tai, să zicem așa, cum probabil se făcea pe vremea cenzurii de dinainte, de 89, tai anumite direcții, impui anumite metode, respectivul regizor, ca în cazul de față, ce are de făcut? Să accepte și atunci să nu aibă voie să aibă acel moment de creație, că despre asta vorbim. Din moment ce îi impui niște bariere și niște șabloane. Mie mi se pare că acest element de creație este oarecum omorât. Da. Pe de altă parte, sunt oameni care, exact cum vorbeam, o piesă clasică, nu, Caragiale, cer neapărat să se respecte absolut total. Nu vorbim de text, cum mai devreme aminteam, referindu-ne la cenzură, ci la maniera de joc. Unii o vor pe aia clasică. E loc și de aia clasică, dar de ce nu? E loc și de viziuni mai noi, săraca piesă sau săracele piese au vechimea lor. Nu, voi să-i sălta, dacă toți regizorii ar pune aceeași piesă în același fel, teatrul nu ar mai avea niciun fel de viață. Săracul e lung din antichitate. Da, adică ar fi bun. Am văzut-o pe asta, nu știu, am văzut oameni furtunoasă la Teatrul Național, de ce să mă mai duc să mă văd și la Vulandra? Dacă tot e la fel, adică doar alți actori. Da. Nu, iar asta cu bariera în calea artiștilor, să știți că de multe ori ajută. De multe ori ajută pentru că te forțează să găsești noi maniere. Exact. Și este, sporește creativitatea. Artistul este ca un animal care când simte pericolul, caută soluția să se apere și atunci găsește singur apărarea și soluția și găsește se implică mai mult, savă mai mult, sapă mai mult în el, în conștiința lui, în cunoștințele lui, în adevărul lui și găsește soluția de compromis, de compromis. Compromis, soluția de a rezolva situația fără să deranjeze, să zic așa, pe cineva. Pentru un artist, provocările de genul ăsta, eu cred că sunt benefice de multe ori. Adică mie mi s-au pus niște spectacole în față la un moment dat, în teatrul de stat, evident, niște piese de teatru, care la prima lectură nu spuneau nimic, adică chiar erau aparent fără mesaj. Da, dar stând acasă cu picioarele în apă rece, să zic, căutam și încercam să fac săpături cât mai adânci în ideea dramaturgului. În ideea dramaturgului, deși pe mine de multe ori nu m-a interesat foarte tare ce a vrut să spun autorul. Pe mine m-a interesat să văd ce pot să spun eu cu acel text, pentru că autorul a vrut să spună ceva, dar credeți-mă că eu nu știu ce a vrut să spună Shakespeare cu Romeo și Julieta. A vrut eu să spună ceva. Eu înțeleg ce înțeleg eu. O fi la fel? Foarte bine. Nu o fi la fel? Niciun deranj. Adică era altă perioadă, altă cultură, mâncau altceva, adică nu putem să facem la fel, să gândim la fel, n-avem cum. El scria Lumânarea, eu citesc la Veioză. Deci sunt diferențe de structurale, chiar diferențe anatomice. Adică altfel eroii dezvoltați, altfel sunt dezvoltate organele noastre interne acum și așa mai departe. Probabil că noi sunt mai distruse de la ce mâncăm și ce bem. Dar și forță și da, mă rog, și acum, dacă tot veni vorba de evul mediu să mânești o spadă, necesită un pic de condiție fizică. Astăzi uităm de chestii de astea. Acum, nu degeaba, am avut, să zic eu, așa două scopuri. În a-l întreba pe invitatul meu, pe Florin Antoniu, care sunt etapele parcurse în pregătirea profesională. Și aici vin să argumentez printr-o întrebare. Unu, am zis o întrebare, poate invitatul meu să facă o comparație între clasic, pentru că tot vorbeam de maniere clasice de punere în scenă, și, să zicem, noi
poate să facă o diferență între teatrul jucat înainte de 89 și variantele, să zic așa, mai noi. Și aici, cu precădere, mă refer la teatru de proiect. Ce avantajează pe spectator, pe actor, pe regizor, ce nu în cele două variante? Dacă ne referim la forma de organizare a teatrului, da, fiind teatru de repertoriu, cum a fost înainte teatru Valah, Tudor Pianu, nu, Tudor Pianu este de proiect. Părerea mea că teatrul de proiect este o fădestruță cămilă, mai ales într-un oraș ca Giurgiu, pentru că suntem la o televiziune în Giurgiu. De ce spun asta? Pentru că, într-adevăr, există în țară teatre de proiect care au oarece succes, dar pentru că acolo dezvoltarea economică este alta. Și pentru că și managerii știu să aducă bani în acel teatru. Ceea ce nu e cazul la Giurgiu. Pe de altă parte, din punctul de vedere al colectivului, teatrul de proiect funcționează pe contracte pe perioadă determinată. Și dintr-un motiv sau altul, actorii se schimbă foarte des. Ceea ce, exact ce spuneam și mai devreme, nu ajută la acea coeziune între actori. Pe de altă parte, înainte de, deci când era dat de repertoriu, cred că 75% dintre personal artistic era giurgiuvean. Erau și câțiva care făceau naveta la București, dar mai puțini. Acum foarte mulți, cred că sunt 90% din ei fac naveta. Plus că fiind în București îi mai prind o reclamă, mai prind o filmare la o emisiune, la știu la ce, la o telenovelă. Și atunci nu o fac de drag, o fac ca să câștige niște bani până la urmă. Lucrul ăsta îți afectează programul efectiv. Adică nu mai poți să spui tu repetițiile așa cum vrei tu, pentru că trebuie să faci acest puzzle. Adică ăla are filmare, ăla merge la doctor, ăla ai copilul la școală, când să ne strângem toți ca să lucrăm, să... Ăsta ar fi dezavantajul mare la teatru de proiect. Sigur, mai sunt dezavantaje, dar în principal cam ăsta este. De-aia sper și am descoperit. Îmi cer scuze, nu se contrazice acum Florin Antoniu prin faptul că a spus mai devreme la teatru de proiect în anumite orașe sunt oameni care știu să mai aducă și bani și să rezolvă problema. Ori un teatru a fost la Giurgiu, da? Un teatru de repertoriu ar trebui să-și facă probleme, pentru că actorii aceia ar trebui plătiți. Cum s-ar rezolva așa la Giurgiu problema în condițiile în care știm bine că este orașul economic? A, nu. Actorii sunt plătiți în continuare de la Consiliul Județean. Deci actorii își primesc salariul. Nu asta e problema. Problema este de producțiile pe care le faci. Că una e să ai totuși un buget rezonabil pentru un spectacol și alta e să faci din existentul din magazia teatrului, să refaci costumele, să le tai, să le vopsești, să le... Da, pentru că se vede această sărăcie, ca să spun așa, și lumea când vine la teatru, în general, trebuie să vadă ceva mai fastuos, mai luxuriant un pic, sigur. Sunt spectacole în care nu poate fi vorba de ceva. Dar mă uitam la... Vă spuneam că am lucrat la Oradea un an de zile. Acolo sunt două secții, o secție română și o secție maghiară. În ziua de spectacol, să juca inclusiv duminica, lumea venea în hainele bune. Adică hainele de gală. Bărbații veneau în costum, dacă nu chiar în frac sau în... O ținută deosebită, de seară, să-i zicem, cel puțin așa. Da, exact, ținută de duminică, să spun așa, cu care mergeau probabil dimineața la biserică, ăsta revenea la teatru. Femeile numai în rochii de seară, adică e o atmosferă din asta de altceva. În Giurgiu nu e cazul, din câte am observat eu.
Dar și atunci cei care vin la teatru vor să vadă ceva de calitate, pentru că există există chiar o estetică a urâtului, dar acel urât trebuie să fie estetic. Ori dacă faci din ce găsești pe un coș de rufe, e mai greu să arate și estetic. Da, spunea, dar... Da, și poate puțin monedă, cu scuze pentru întrerupere, asupra celor legate în discuție de prezența spectatorului în sală și mai precis de ținută. Este afectat actorul, regizorul de ținuta spectatorului, în sensul că în vechime probabil se considera că acea ținută a spectatorului însemna și un respect față de cel pe care îl va vedea pe scenă. Da, așa da. S-au modificat între timp lucrurile. Sunt actorii, regizorii, personalul teatrului este afectat cumva de această schimbare? Dacă luăm în calcul toate modificările astea economice, nu tocmai nu, pozitive. Nu, pentru că aspectul ăsta pălește în fața nesimțirii unor spectatori, și nu mă feresc de cuvântul ăsta, care la intrarea în sală își lasă telefoane deschise și mai sună telefon și răspund la telefon și vorbesc la telefon în timp ce pe scenă un actor poate își dă sufletul. Asta pe mine cel puțin asta m-a deranjat întotdeauna. Această nesimțire, pur și simplu. Ca care să mai zic... Îmi cer scuze aici, aș vrea să fac o paranteză, care uneori este taxată. Da. Îmi aminte că pe scena teatrului nostru era... un cuplu de îndrăgiți actori, mă refer aici la Caramitru și la Mălăele, și în timp ce Mănele susținea un monolog, să zic așa, era un duel al monologurilor, sună un telefon și Mălăele se întrerupe și spune în timpul, ca și cum ar fi continuat monologul, da. Ei, și a fost odată un prost care avea un telefon. Deci, îmi cer scuze pentru limbaj, eu l-am citat, dar vreau să spun că lucrurile astea se taxează și mi se pare corect a fi așa. În moment ce înainte de începutul spectacolului ești avertizat, vă rugăm frumos, în scurt timp începe, închideți, dați-le pe silențiu, și e chiar un element de educație, cum să zic eu, elementar. Sau, ok, de acord, bă frate, uiți, stai și mai n-auzi bine când anunță... Da, sau nu ești acolo. Păi te-ai plimbat prin foaier, ai făcut ceva. Nu te-a pus să răspunzi la telefon, să da, vă, sunt la teatru, lasă, că te suni mai târziu. Asta deja e mult prea multă nesimțire și mitocănie. Și nu-mi cer scuze pentru cuvintele astea, credeți-mă. Părerea mea este că un tip ca ăsta e neavenit într-o sală de spectacol. Evident, dar eu nu înțeleg ce caută. Mă rog, adică, plus că, bine, în special la copii, dar am văzut și oameni mari care își mai aduc un sandwich. Își mai au o pungă de stixuri și o mănâncă acolo. Adică doar semințe nu mănâncă, să fie exact ca pe stadion. Că în rest, nicio diferență. Sau în vechile săli de cinema. Că se da, evident. Vorbesc între ei, n-au nicio treabă. Dom'le, la cinema e altceva, la cinema deranjează doar spectatorii. Că pe ecran acolo nu mai deranjează pe nimeni. Da, e corect. Dar aici, totuși, actorul are o oarecare concentrare, se concentrează pentru ceea ce face acolo. Pentru că, credeți-mă, că nu e ușor să fii actor. Toată lumea crede că, da, ce domne, învață și el câteva replici acolo, se urcă pe scenă și gata. Încățimă că e multă muncă și multe nopți nedormite și multe mese sărite și multe cafele băute și așa mai departe. Adică nu e o meserie din asta care zice, gata, hai, o facem repede. Adică... Da, și la capătul celălalt, spectatorul de care vorbeam, că se comportă necivilizat, probabil că are în vedere petrecerea unui anumit fragment orar undeva în altă parte decât în mod cotidian. Vine și el pe acolo. Da, există cărciumi, fraților, există parcuri. Stați în parc, vă uitați la păsărele, puteți să le fluierați, să le dați de mâncare, să mâncați semințe cu ele. Vorbească adică... la telefon fiecare când vrea. Da, bineînțeles, adică nu în teatru, adică în teatru nu intri fiindcă plouă afară. Că noi mai intram la film, când ploua afară, intram la film ca să nu stăm în ploaie. Da, și poate unor îl văzusem, da? Da, dar mai era și cu gagica după noi și mă rog, adică da. Era altă poveste. Dar la teatru nu intri pentru așa, adică totuși te duci la teatru ca să afli ceva, să simți ceva, să primești o emoție, să... Eu cred că de aia trebuie să intrăm în teatru. Este absolut pertinent ceea ce aud acum și eu nu degeaba am făcut astfel de emisiuni legate de cultură. Mi se pare că trebuie o reeducare făcută în perioada asta. Nu degeaba mi-am ales invitat șef de instituții, bibliotecă, director de teatru, iată, regizor, Florin Antoniu. Nu degeaba, pentru că
numai ceea ce am vorbit adineauri, referitor la, eu știu, modul în care te manifesti la un spectacol, înseamnă educație. Proastă sau bună, nu avem decât a înțelege fiecare după puterile noastre lucrul acesta. Dar asta este, cum ziceam, educația elementară, ce ai de făcut într-o sală de teatru. Mie mi se pare penibil ca înainte de începerea spectacolului să fie anunțat că trebuie să închizi telefonul. Mi se pare un act absolut logic și de făcut fără să fie anunțat. Da, să mai iau mă rog, cu gândurile mai s-ar putea să fie util astfel de gest, exact cum ziceam, pentru a reaminti, pentru a nu se scăpa din vedere. Arta, în general, cultura, mai spuneam în emisiuni, sănătatea și învățământul, mie mi se par lucruri fără de care o națiune nu poate exista și pierde entitatea. Iată grecii, nu? Vorbeam mai devreme foarte voalat, acum aș vrea să punctez puțin. Practicau teatru, se știe bine lucrul ăsta încă din antichitate. De ce să se distrugă o astfel de activitate? De ce să trecem? Că se întâmplă, unele să zicem că sunt naturale, nu? Pandemia, dar restul care, lucrurilor care țin de educație, de manifestare, de prezență, astea nu pot fi neapărat neîndreptate, ca să zic așa. Am parcurs, să zicem așa, pe intervalul acesta al emisiunii câteva idei pe care, cu siguranță, vreau să le dezbatem, însă am o mare curiozitate acum și asta poate fi considerată eventual o bruscă schimbare de macas, cu toate că tot de educație vorbim. De ceva timp, Florin Antoniu lucrează cu copii și lucrează teatru. Cum este? Dacă există probleme destul de greu de rezolvat când ai parteneri, colegi, oameni maturi, cum e cu gândăcei, cum le mai zic eu câteodată, cu copiii? E frumos pentru că e mai greu, evident, de lucrat copii, dar e și foarte frumos. Da, și ca să ne legăm de ultimul aspect pe care l-ați dezbătut, eu lucrez, într-adevăr, fac teatru cu copii de la clasa 5 până la 12, de la 13, dacă e cazul, dar nu îi pregătesc să devină actori. Eu îi pregătesc cel mai mult să devină niște buni spectatori. Tocmai în ideea de care vorbim mai devreme. Adică să știe să comporte, pentru că în clipa în care ei văd cum se face această meserie, vor avea un imens respect față de cel care e pe scenă. Asta cu siguranță. Pentru că mulți dintre ei, sigur, mulți deja, eu fac treaba asta de vreo 12 ani. Da, sunt în învățământ. Am avut câteva promoții și mulți au terminat deja în facultatea, s-au măritat, s-au însurat, adică sunt oameni la casa lor și ne mai vedem din când în când pe Facebook sau mai chiar spre bucuria mea și a soției, că și ea lucrează tot în domeniul ăsta. De Crăciun ne trezim cu ei acasă. Nici ne colinăm, deși nu mai sunt elevii noștri, dar e un fapt îmbucurător. Sau da, este asta, absolut minunat. Dincolo de satisfacția pe care o aveți, ei realizează și practică încă un lucru pe care, cum să spun, pe mine, cum ziceam, mă bucură. Nu uită de tradiții și se folosesc de ele spre a vă întâlni. Da. Este altă latură a unui soi de educație, adică dincolo de educația artistică, mie mi se pare că, și probabil o să am în vedere să am un invitat și pe această direcție, cea de păstrare a tradițiilor. Se leagă aici, deci... Sigur, da. Știți care e bucuria foarte mare? Pentru că mulți sunt în București sau în alte orașe, dar de Crăciun vin și ei acasă, la părinți aici în jur, și își fac timp, o oră sau două ore, să treacă și pe la noi. Într-un fel, simțim că facem parte din familia lor. Da, și vechiul colectiv, închegat acolo, nu s-a destrămat. Nu, pentru că n-a fost doar un colectiv. Noi încercăm să fim și prieteni cu ei. Gândiți-mă, prima oară au o uimire imensă. Când le spune, măi, vă rog să mă contraziceți. Dacă vi se pare că ceea ce spun eu nu e ok,
spuneți-mi părerea voastră, contraziceți-mă, dați-mi argumente, veniți cu argumente, veniți cu... Geneza unei polemici. Absolut, da. Și sunt foarte uimit, pentru că la școală nu trebuie să se permite chestia asta. La școală, ce, stai jos, ești prost. La noi nu există chestia asta. La noi, noi răspundem la, de la bun început, greșiți cât mai mult. Nu intenționat, dar vă faceți râzea. E foarte bine că greșiți, pentru că se vede atunci, și se repară, atunci învățăm mai mult. Din greșel cum e și proverbul, da, din greșeală învață omul și atunci înveți cel mai bine și acea greșeală îți rămâne mult mai bine întipărită în minte și să nu mai repeți. Să eviți, da, și ceea ce ai învățat se consolidează altfel, da, 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 în maniera asta. E, și această relație de prietenie și de recunoaștere, eu le spun foarte clar, băi, eu nu știu tot. Nu știu, n-am cum să știu tot, că dacă aș ști tot, m-aș ce-și mai spânzura, frate, că nu m-aș plictisi. Eu sunt în viață datorită faptului că permanent tot timpul învăț, da, adică tot timpul aflu câte ceva. Pentru că, vedeți-mă, decât uneori au copiii ăștia niște reacții pe care un actor n-ar avea cum să le aibă niciodată. Sigur că actorul este puțin rutinat, actorul are o tehnică, joacă mult din tehnică. Și asta contează, evident, pentru că o parte de aia este mai ușor de lucrat cu un actor, pentru că actorul la un moment dat ajunge să-i faci așa că știe cam ce vrei și ce trebuie să facă, pentru că copilului trebuie să explici. Și în clipa în care un copil realizează că e important, că nu este un elev dintr-o clasă oarecare, ci că el este foarte important, chiar dacă joacă un rol secundar într-un spectacol, noi mai mergem pe la concursuri cu anumite spectacolașe, eu le explic întotdeauna, băi, e foarte important ce faci tu, chiar dacă nu ești rolul principal, că fără tine nu s-ar putea juca piesa. Adică dacă vin, dacă, nu știu, e un rol de servitoare, da, care vine cu un plic, o tavă, bate la ușă, spune, intră, domnul va veni plicul, dar în plicul ăla este exact intriga spectacolului. Dacă aia n-aduce plicul ăla, ce ne facem? De-aia zic, fiecare este important în ceea ce face. Este important și băiatul de la lumini, și băiatul de la sunet, și mașinii sunt importanți, că dacă ei nu-ți montează bine decorul și ai căzut până decor pe acolo, s-a ales praf. Și așa mai departe. În teatru fiecare om este foarte important. De multe ori s-a uitat chestia asta. Adică mașiniștii erau trecuți la și alții, hai mă, lasă că aia care decor. Fără ei nu poți. Adică, da, mă rog, poți, dar e păcat să faci. Mi se pare că această manieră de a vedea lucrurile, și sper să nu greșesc, sau dacă o fac să nu fie într-o măsură foarte mare, este un exemplu, un exemplu de a fi concesiv, de a fi atent la anumite lucruri și a da importanță, exact cum subliniam, egală fiecărui, știu, șurubel, fiecărui mijloc din tot angrenajul, pentru că fiecare este important. Dar a fi foarte concesiv, asta mi se pare un lucru extraordinar prin maniera asta. Dar, dom'le, știu să fiu tolerant, știu să fiu înțelegător, știu să fiu, cum ziceam, concesiv și atunci, pentru că subliam elementul ăsta al educației, niciodată nu o să fiu cu nasul pe sus. Eu sunt ălalt de-l încolo, la și alții. Nu se face treaba așa, nu mai este, în opinia mea, educație, credeți-mă, nu mai că există coeziune. S-ar putea copilul ăla să fie mult mai inteligent decât mine, în esența lui. E foarte posibil, s-ar putea să fie, să aibă un talent extraordinar la, nu știu, la matematică sau la bowling. Dar trebuie respectat? Evident că da. Așa cum e. Adică, bun, eu știu mai mult teatru, că am citit mai mult teatru decât el. Dar nu înseamnă că sunt și mai inteligent ca el, sau mai deștept ca el. A, sunt mai cultivat, sunt mai exersat, sunt mai... Matur, poate. Evident, da, da, cu siguranță. Dar asta nu-mi dă dreptul să mă consider automat, a priori, că superiorul lui. Da, nu facem nicio devaloare din faptul că spun, stimate Florin Antoniu, cu acei copii de care vorbeam, lucrez la Palatul Copiilor. Da. Ei bine, asta era de știut și pentru părinții care au de gând să-și aducă copiii pe acolo, exact cum ziceam, în acest spectru de vârstă, clasa 5-a, 12-a. Da, bine, pot veni și mai mici, pentru că cei mici fac teatru de păpuși, de la clasa 0 până la clasa 4, în principiu fac teatru de păpuși. Care sunt performanțele, satisfacțiile lui Florin Antoniu lucrând cu astfel de grupe, pentru că, așa cum subliniam mai devreme, au trecut 12 ani de când se practică o astfel de îndeletnicire, să-i zic, pretențios. Da.
Satisfacțiile sunt de mai multe feluri. Sau concret și cu, cer scuze, și cu exemple de nu, rezultate pe la acele concursuri de care vorbeam. Am avut, am, nu știu, n-am numărat, să n-am materiale, dar cred că am peste 100 de premii, dacă nu și mai mult, de diplome și premii, la diferite concursuri. Eu țin minte că am fost la Craiova acum vreo 4 ani sau 5 ani, nu mai știu exact. Erau două categorii de concurs. Era concursul Marin Sorescu de recitare din Marin Sorescu și un concurs de teatru. Concurs, cel de teatru era internațional. Și cu trei momente, o recitare, un monolog și un spectacol de teatru pentru copii, mă rog, redus la vreo jumătate de oră, ca așa era regulamentul, am luat 7 premii. Inclusiv marele premii, trofeul festivalului, inclusiv premiul întâi la acel concurs internațional, că la un moment dat, la festivalul de premiere, se urcaseră copiii mei pe scenă și la un moment dat, Ștefan, unul dintre ei, vocea semn, mai stau aici să apuca să coboare, iar îl chema înapoi pe scenă, iar cobora, ceva cu cobor să stai acolo, acum ce să vedem cât mai. Da, dar satisfacțiile vin și din altă parte și sunt mai mari, cred, mai, mult mai mari. Vin părinți la noi după 2-3 ani și ne mulțumesc. Și motivația? Motivația... Numai o pregătire strict pe linie de teatru sau și o schimbare a elevului respectiv pe alte direcții? O schimbare a lui în modul de a gândi, de a respecta, de a evalua corect ceea ce e în jurul lui și de a învăța. Noi îi învățăm să învețe. E o tehnică a învățatului. Puțin o știu, adică toată lumea e potoceală, cum se spune. Da, se elimină metodele alea strict, școlastice, eventual tot ce la noi principalul element al, al actului pe care îl facem noi de educație teatrală este găsirea acelui de ce. Copilul trebuie să conștientizeze de ce face chestia aia. De ce mă ridic de pe scaun? De ce intru pe o ușă? De ce? De ce orice? În viața de zi cu zi nu ne mai punem întrebarea asta, dar cu siguranță știm exact de ce facem chestia. Adică dacă eu mă duc să dau o palmă unuia, eu știu de ce o dau. Nu o dau ca așa, nu cunosc, dar vine mie să dau o palmă, nu. Îi dau o palmă pentru că am un motiv întemeiat și cu siguranță înainte mă gândesc care vor putea fi repercursiunile. Ori mă bate el, ori mă arestează poliția, ori habar n-am. Dar dacă mi-asum chestia asta, știu exact de ce o fac. E, cam asta facem noi acolo la teatru, adică învățăm să se descopere pe ei mai întâi. Am un exercit, de exemplu, mă scurt așa, să încercăm să ne ridicăm de pe scaun fără să ne aplecăm în față. Este absolut imposibil. Pentru că dacă nu ducem într-o greutate în față, lucruri pe care nu conștientizăm, noi îl facem automat. Mecanic, automat. Da, instinctual. Dar în momentul în care își dau seama de cum le funcționează corpul, centru de greutate, deja e altă viziune, altă vedere asupra lor. Și capătă mult mai multă încredere în ei. Și devin responsabil pe ceea ce fac și pe ceea ce spun. Și în clipa în care sunt nedreptățiți, au acest exercițiu de a protesta și de a-și apăra punctul de vedere. Cu argumente, evident. Ceea ce cei mai mulți copii nu au. Da, și de regulă chestiile astea se întâmplă la școală foarte rar, ori depășesc o anumită sferă a educației, ca să nu zic altfel, nu, pentru că sunt deci și reacții știu, violente în școală. Nu, din copiii ce nu știu argumente în absolut orice. Argumente și personalitate. Și... Da, și asta înseamnă educație, chiar dacă nu este strict, strict pe linie teatrală, să zic așa. Am cunoștință de niște proiecte pe care tocmai pe parcursul emisiunii au fost anunțate și aș vrea să le numim. De ce se va ocupa Florin Antoniu în perspectivă? Asta pe fondul unor lucrări care se execută la instituția pe care o reprezintă acum, vorbeam de Palatul Copiilor. Deci acesta va intra, după câte știu eu, într-un proces de reabilitare, de modernizare. Da. Și atunci vroiam să spunem celor ce ne urmăresc și de proiectele pe care le are în vedere Florin Antoniu,
corelate aceste activități cu ceea ce se întâmplă, se va întâmpla cu construcția respectivă? Deocamdată nu știm nimic foarte sigur. E și perioada asta norocită. Vom fi mutați de acolo, evident, în diferite spații, din diferite școli. Inițial era vorba să ne mutăm la fostul inspectorat, lângă tribunal, da, acolo. Deci pe portul. Da, nu am înțeles că a căzut acea poveste. Și ne vor muta, probabil că pe la școala 10, pe la școala 5, unde sunt săli, dar am înțeles că acum școala 10, de exemplu, este închisă din cauza de... Da, se studiază, nu tocmai clasic. Așa, pe la școala 5, dar nu știu acum, pentru că începând să se învețe în acest sistem, acest cod galben, sau cum se numește, și amariu galben, săile care erau goale la școala 5, cred că s-au umplut deja. Cu cei care sunt împărțiți în două grupe. Da. Încă nu e foarte clar. Bine, nici la noi n-au început încă lucrările. Am înțeles că sunt pe faza de finalizare toate, de pus la punct toate licitațiile, toate, mă rog, utilitățile. Să vedem. Actele. Da. Vom afla și atunci cu siguranță elevii mei vor ști, pentru că noi avem deja grupuri formate pe Facebook sau pe WhatsApp sau comunicăm în permanență, pentru că esența învățământului, cred eu, este comunicarea. Un profesor care nu comunică decât strict lecția cu elevul, adică îi spune elevului asta e lecția, dar în rest nu comunică cu el, nu vrea să știe cine este elevul, îl ia ca pe un număr din clasă, nu ca pe o entitate de sine stătătoare. Noi comunicăm tot timpul cu ei, în permanență. Tot timpul, și zile de naștere, și absolut orice. Ne salutăm, ne mai întâlnim și în afara cursurilor, adică ne mai întâlnim în parcuri, ne mai plimbăm, mai stăm de vorbă, mai... De multe ori au venit la mine să-mi ceară sfaturi privind viața lor personală, mai ales cei de liceu, în perioada adolescentină, care știm că e o perioadă mai delicată. Da, este un lucru extraordinar, iată cum se realizează niște rați de relații, da, mult diferite decât cele strict pentru care a venit acolo cursantul elevului. Nu, noi suntem prieteni, în primul rând. Exact, de multe ori le spun, mai ales la cei mai mari, le spun, măi, când suntem la repetiții noi, nu mai spuneți domn profesor, spuneți-mi Florin, e destul. Eu prefer să mă respectați spunându-mi pe nume decât să-mi spuneți domn profesor și când ieșiți din clasă să mă înjurați, cum faceți cu mulți alți profesori, pentru că știu foarte bine, fiind în sistem 12 ani, am tot observat. Prefer așa, nu am orgoliu ăsta să mi se spună domn profesor, domn regizor, domnul academician, doctor, inginer, n-am chestia asta. Nu, frate, eu ăsta sunt prietenul vostru, eu vă învăț pe voi ceva, voi vă învățați pe mine la rândul vostru altceva, faceți schimb de idei. Și cu asta, asta cred. Foarte mult se practică sistemul ăsta în Finlanda, în învățământul din Finlanda, care am înțeles că e cel mai dezvoltat și cel mai performant sistem de învățământ. Din păcate, la noi s-a rămas în acel sistem. Eu sunt toașa învățător, sau toașa profesor. Dar acele, mă rog, inerția asta se va duce mai greu, probabil, la noi. Deci, în condițiile astea, vom afla ce se va întâmpla cu clădirea în care ființează Palatul Copiilor la Giurgiu. Și anunț când aflu ceva concret, o să vă chem să facem un material, să e bine să știe lumea despre ce e vorba. Sigur că da, un material de informare nu este inutil. Ce proiect are în condițiile astea de pandemie? Ce speră Florin Antoniu să facă în viitorul apropiat, să zicem? În viitorul foarte apropiat, acum sunt în discuții cu companie privată din București, atât din mansardă se numește. Sunt niște prieteni, o fostă colegă de-a noastră de aici, din Giurgiu, și soțul ei, care s-au încăpățânat ei să facă teatru, pentru că eu încăpățânare la un moment dat mult se lasă, din păcate, din cei mai tineri. Lucrăm, suntem aproape gata cu un spectacol, o monodramă a unui englez. Nu știu cum va fi premiera, sper că octombrie, nu cred, dar prin noiembrie sper să găsim o sală în București rezonabilă ca preț de chirie și să putem juca. După aceea vom începe tot prin ei. Discuțiile sunt deja avansate la Teatrul Dramaturgilor Români. O piesă a unui dramaturg român, evident, Bogdan Martin, a fost montat și la noi pe scenă la Giurgiu, în urmă cu câțiva ani buni.
Și mai departe, da, probabil că voi monta și un spectacol de copii, Hansel și Gretel, apropo de acest spectacol. O să vă invit la lansarea cifrului de al doilea volum de dramatizări pentru copii din basme. Primul volum a conținut doar basme românești dramatizate, făcute piese de teatru, și al doilea volum va fi numai din basme internaționale, frații Grimm, Andersen, mă rog, mai mulți autori universali. Pentru că am văzut că nu sunt texte de teatru pentru copii sau, mă rog, ceva interesant. Eu și cu soția ne-am hotărât să facem acest dramatizare. Mi se pare extraordinară ideea, în condițiile în care, printre cei cu care lucrați, este posibil să existe și elevi care, în ultimul timp, citesc mai puțin, știm bine, netul le acaparează atenția. Ori necitind și jucând în astfel de piese, și îmbogățesc cumva cunoștințele pe altă direcție decât pe cea a lecturii. Și da, este nu vreau totuși, să-i laud, dar elevii mei chiar citesc. Totuși elevii un noștri, minim câștig. Elevii noștri la cercurile de teatru chiar citesc pentru că n-au încotro... Măcar partiturile, rolurile nu, trebuie să le citească. Nu, citesc și pe lângă, pentru că le explicăm, mă, tu ca să faci personajul ăsta trebuie să mai citești, uite, și poezia aia, și povestea aia, și ca să știi cam despre ce este vorba. Da. Mulțumesc mult de tot pentru prezență, stimate Florin Antoniu, la noi, la E Timpul Să Vorbim. Așteptăm ca relațiile noastre să continue exact cum vorbeam și ca invitația de care vorbeați, mulțumim pentru ea. Să sperăm că și în această seară am reușit să mai facem un pas așa cum mi-am propus spre educația culturală a celor ce ne privesc. Mulțumiri încă o dată, o seară bună. Vă adresez și dumneavoastră, stimați telespectatori, mulțumirile mele celor care ne-ați urmărit. Sănătate multă și pe o nouă întâlnire joia viitoare. La revedere!